sezoanele petrecute în România. Mersi. Știu că te grăbești. Cum e despărțirea? Un pic grea, pentru că aici am stat chiar foarte bine. 4 sezoane au fost pentru mine super. M-am simțit chiar foarte bine. Acum s-a terminat și începe o nouă era. Ai cerut azi în mod expres să joci? Eu? Da. Nu, eu am fost ca tot timpul la dispoziție a mister. Mister a decis să îmi bag în teren și... Nu ți-a fost frică de o accidentare sau ceva? Nu, eu oricum trebuie să-mi fac datoria pentru echipa cu care joc sau am jucat până acum și nu are nicio treabă accidentare. Spune-ne cum a fost azi această partidă, probabil o desfășurare la care nu te așteptai după 2-0. Da, eu cred că a fost un match foarte echilibrat. Noi am avut 2-0, dar ei au făcut chiar un match foarte bun, au avut minim 4-5 ocazii mari. Și atunci eu cred că la 2-0 trebuie să castigăm noi, dar dacă vedem rezultatul în general, cred că e un rezultat corect. N-ai vrut să stai să încerci să câștigi cu Craiova un titlu? Nu am vrut, eu? Contractele se face în două. Până acum o lună i-am vorbit, am încercat, prelungim și se spunea, te sunam? Am așteptat, apoi a venit oferta de la Palermo și n-aveam cum să spun nu. Bun, spune-ne cum vezi tu de acum încolo drumul tău la Palermo. Ce înseamnă pentru tine și cum vezi lucrurile? Eu cred că merg în un oraș foarte mare, o echipă cu o istorie, cu o mare istorie și sperăm să ne aducem echipa aia unde e locul sau la Liga 1. Așa, pentru cei care te-au văzut jucând în România, pentru telespectatori, chiar pentru fanii Craiovei, ai vreun mesaj de transmis după aceste sezoane, la final, așa, pentru ei? Trebuie să le spun doar mulțumesc că cum am sentit aici și cum ei s-au abordat cu mine, a fost incredibil. Doar mulțumesc. A doua ta acasă? Ce? România a doua ta acasă? Da, cu siguranță. Te lăsăm, unde pleci acum? Eu, acasă, la Roma. Da? Deci da. Trebuie să prinzi avionul, nu? Da. Mulțumim tare mult, seara frumoasă!